dribbling în care Mățan își caută o poziție de șut. Mățan șutează! Gol! Mățan, 1-0 România! Ce fază a reușit Alexandru Mățan, jucătorul viitorului? Spuneam despre el că are o tehnică bună în regim de viteză și a croșetat prin întreaga apărare malteză. Un gol superb pentru tânărul jucător de la Viitorul. Pasă nu tocmai atentă, dar obligat să faulteze, așa este. Obligat să faulteze Tudor Băluță. A fost o greșeală a lui Radu Drăgușin. Este și un galben pentru Băluță. Este minutul 26, România conduce Malta la Tineret cu 1-0, gol marcat de Mățan în minutul 17 și acum din nou Mățan, scapă Mățan, Mățan față-față cu portarul advers, Mățan driblează, Mățan cade, nu se dă nimic, acum este gol! Recuperează Man și înscrie pentru 2-0. În sfârșit un gol cu piciorul drept pentru Denis Man, parcă a vrut să mai dribleze un pic până să înscrie. A cincea reușită pentru jucătorul FCSB-ului în tricoul Naționalei de Tineret. Ciobanu e căutat de toți de partea dreaptă. Și Man îl caută, și Vlădoiu, și Olaru Darius. Iată aici Băluță, tackling-ul lui Băluță și are un cartonaș galben, va fi eliminat Tudor Băluță. Ce prostie! Și vorbeam înainte de meci că Băluță este titular pe un post pe care nu a evoluat aproape deloc. El nu a evoluat aproape deloc în ultima perioadă. Blocat, tot Drăgușin este acolo și respinge. Putem pleca pe contraatac. Man, e 3 contra 2. Hai să vedem ce facem la această fază. Ar fi bine să dăm golul 3, să ne liniștim. Ganea, Ganea, poate șuta, Ganea, gol! Gol, George Ganea! Minutul 36. E primul gol pentru George Ganea în Naționala Under-21 a României. În sfârșit, fiul lui Ionel Ganea reușește să marcheze și avem o reacție de orgoliu bună. După ce am primit cartonaj roșu, un contraatac foarte bun a fost finalizat de Ganea. Din nou Man, un meci excelent, dă gol și dă pasă de gol. Ganea din prima pentru Ștefan Vlădoiu, pleacă Vlădoiu. În careu Man și Mățan. Să vedem centrarea lui Vlădoiu. Vlădoiu centrează, blocat. Din nou cade și penalti. Până la urmă s-a descurcat. N-a centrat senzațional, însă în revenirea mingii a fost faultat și avem penalti. Minutul 39. Însă Man ar putea avea un nou hat-trick, nu? 3 hat-trick-uri într-o lună în care a fost și bolnav de COVID. Să vedem însă execuția lui Man. Un șut îl păcălește pe frumos și este gol. 4-0 pentru Naționala României. Fără emoții execuția lui Denis Man. Există mai puțin bani în fotbal. De exemplu în Franța nu mai sunt atâția bani. Deținătorul drepturilor TV. Și avem 4-1, nu ne așteptam la asta, o greșeală a defensivei noastre. Reușește să marcheze jucătorul cu numărul 9, Omar Eluni. 10 secunde din această întâlnire, câștigăm un meci fără emoții, un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârșit, fluier final. Câștigăm cu 4-1, Mățan a deschis scorul, apoi Man a făcut 2-0. Ganea și din nou Man au marcat golurile noastre. Și doar 3 Timișoara, 6 prieteni și numai 4. Împreună suntem echipa României. Hai România! Vedeți că asta e anumiță. Se pregătește că nimeni ceilalți se tragă internet. Băriță! Singur român nu poate ciocni o bere alături de ceilalți.